Hai, 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 să bem un păhăre de vin vechi sau chiar de tulbure. Nu-i niciun păcat când vinul-i bun, dacă bei mai cumpătat pe onoarea mea, vă spun. Nu te doare capul și te ții tu drept pe drum. La, 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 la. Ziua de 9 martie sau mucenicii, cum se mai spune în popor, este o sărbătoare pe care bărbații o simt ca fiind a lor. Tradiția spune că norocul va fi de partea celui care va bea astăzi 44 de pahare cu vin. Gorjenii care mai păstrează tradiția admit că e greu de respectat. Au încercat în tinerețe să dea peste cap toate paharele, însă nu au reușit. Nu știu dacă se mai păstrează cu 44 de pahare, dar practic nu pot să consum 44 de pahare. Este aproape imposibil. Este imposibil. Ați încercat în tinerețe să... Nu, niciodată. Nu știu dacă reușim chiar 44, dar încercăm. Mai mici, ne descurcăm cu... La cât ați ajuns cel mai mult? Nu știu, că nu le-am numărat niciodată. Nu m-am apropiat de sumă. Dar poate în 3-4 ani le strâng 44. Este greu, într-o singură zi. E o vorbă din popor. Nu trebuie chiar să exagerăm. Se păstrează, dar eu nu pot. N-am voie. La tinerețe ajungeați să beți 40? Na, niciodată. 2-3 poate, dar mai mult nu. Nu. Nici măcar nu ați încercat? N-am încercat, nu. Este aproape imposibil să beți 44? Nu. Poate de ele așa, dar nici de alea nu. Nu merge. Cum faceți cu cele 44 de pahare? Păi le împărțim, nu a toate astăzi. Nu e nevoie de astăzi toate. Unii gorjeni spun că această tradiție cu 44 de pahare este puțin exagerată. Se pare foarte mult, e o tradiție de 2 lei, ca să zic așa. Sunt care bea 10, 20, 30, nu știu. 44 este aproape imposibil. E imposibil, da. Depinde de gramaj, ca să zic așa, cât are. O bere 2, 3, 4 poți să bei ca omul, dar nu 44. Acum, da, fiecare apreciază cum știe și bea cât poate. Se bea păpușe, dar cine poate? Nu că n-aș putea, dar 44 de o naiba de... Poți să fie și de 25 de grame, e mult. Tradiția spune că bărbații trebuie să bea vin pentru că acesta se transformă în sânge și au putere de muncă.